și bine ați revenit pe canalul meu. Ținând cont că videoclipul anterior de genul ce mănânc într-o zi v-a plăcut și a zis că vreți să mai vedeți așa ceva, astăzi vin în fața voastră cu o variantă de post vegană, spuneți-i voi cum vreți, și o să vă iau cu mine așa pe parcursul zilei să vedeți ce se poate mânca de post. În primul rând, încep cu o cafea. Deja mi-am pus aici o linguriță de cafea de acolo și, după cum v-am arătat și data trecută, treaba este simplă, doar pun apă clocotită pe deasupra. Nu pun lapte, nu pun zahăr, nu pun nimic. După cum v-am spus, prima cafea de dimineață este așa neagră și simplă. Învârt, las un pic și după aia o consum și vedem ce o să mănânc la micul dejun. Pentru micul dejun am să fac un terci, am așa niște fulgi de ovăz din aceea fin de la Kaufland și aici am pus niște apă, cam o cană, și am să pun și niște stafide de corin, nu știu, eu când le-am cumpărat, doamna de acolo spunea că sunt coacăzi uscate, eu pentru asta le-am cumpărat, dar trecem peste, am să pun undeva la vreo 3 linguri, cam așa, de fulgi, poate 4. Normal, așa ceva se poate face și cu banane, pentru că este foarte delicios. Însă, eu, în momentul de față, nu am banane în casă și n-am să mă duc până la magazin doar pentru niște banane. Pun și o lingură de coacăze, stafide de ciocuri astea. Hai două, că n-am fost plină. Și mut această chestie pe plită. Și am să las așa cât să se încălzească și după am să învârt foarte bine până se îngroașă. Mi s-a părut că nu este chiar așa de groasă, așa că am să mai pun încă o lingură. Și un pic. Și cred că, în mod normal, da, după ce nu se mai oprește camera, cred că, în mod normal, sunt undeva la vreo 3-4 linguri normale. Că ați văzut că nu le-am pus pline. Și am să las așa câteva minute ca să se îngroașe bine. A ajuns așa la textura aceasta, am să mai las câteva minute să se îngroașe și după vedeți ce o să mai pun pe deasupra. Cam așa arată varianta aproximativ finală. Deasupra am să pun un pic de sirop de agave. Acesta l-am de pe Dry Fruit și este bio. Și din câte am văzut este cel mai convenabil la preț din ce am văzut eu în toată România. Așa că nu mult, doar puțin, așa că ți-ai dea un pic un gust bun. Și cam atât. Până reușesc să fac mâncarea, că m-am apucat ea, că acum am venit acasă, o să mănânc așa două portocale din acestea foarte rachitice, dar să avem acolo vitamina C. Așa arată și portocalele mele, tăiate, chilărite. Nu arată bine, dar sper să fie gustoase. Pentru prânz am pregătit deja la fiert, am niște orez și am tocat așa un bloc din acesta de tofu, acesta de la Kaufland fiind, afumat, foarte bun, delicios. L-am tocat și pe deasupra n-am să pun nimic altceva decât niște sos de soia. Îl trag un pic la tigaie și pun niște legume lângă orez. Urmează de acum să caramelizez așa un pic tofu. Am pus un pic de sos de soia, îl învârt un pic în tigaie și imediat este gata. Legumele sunt aproape gata, sper să-mi puteți auzi că am hota deasupra capului. Le mai las așa un pic, am pus jurezul, le las un pic să se întrepătrundă gusturile și cred că se poate servi. Cam așa arată varianta finală. Am aici orezul cu legume, tofu și aici mi-am pus o mână de salată din aceea la pungă. Am pus o linguriță de ulei de măsline și mai mult oțet balsamic din acela cremă pe deasupra. Prânzul a fost mai mult decât bogat, așa că acum mă pregătesc pentru cină. Puteam, desigur, să mă dau în fața voastră fiind această gospodină, dar hai să o dăm pe aia dreaptă. Astăzi am să mănânc așa o supă cremă de ciuperci. V-am zis să vă zic că o fac eu, că n-are rost. Am cumpărat-o de la Lidl, era acolo la reducere și mi s-a părut a fi interesantă. Conține așa ciuperci, apă, cartofi, ceapă, ulei, sare, condimente, amidon și aromă de ciuperci. Am cumpărat-o, sunt foarte curioasă să o încerc. Am văzut acolo că era și cu roșii și cu linte. Nu știu de ce, pe mine nu prea mă încântă cea de linte și cea de roșii
am mâncat, chiar am făcut eu o supă cremă de roșii, așa că am zis să o iau pe asta de ciuperci, și mai ales că era și de post, nu conține nimic ce nu pot să citesc, așa că am zis să o iau așa. Deci o iau, o pun, o răsun aici în casonelul ăla unde mă vedeți acolo și pe mine cu o șubă în spate, că e un pic frig, nu știu de ce, și am să-mi fac și niște crutoane. Eu crutoanele le fac în casă, rar se întâmplă să le cumpăr, doar când vreau așa ceva mai spectaculos cu nu știu ce aromă. Am aici două felii de pâine, nu știu dacă am să le pun pe amândouă, dacă le pun îmi mai rămân și pentru o altă porție. Și am să mă folosesc așa de niște condimente pentru pizza. Acestea sunt de la Cotani. Nu contează de la ce, de obicei am de la Kaufland, dar astea s-au întâmplat să fie acum. Și au ca și ingrediente, nu știu cât vedeți voi acolo, oregano, ceapă, busuioc, usturoi, piper, rozmarin, salve și un pic de ulei de rapiță. Le toc mărunt, le pun în tigaie cu maxim o linguriță de ulei de usturoi, ulei de măsline, cât să se lipească condimentele de cuburi, și vă arăt și voi imediat ce fac cu ele. Am transferat totul în tigaie, este foarte multă, trebuia să mă limitez la o felie, însă o să rămână și pentru altceva. Așa că acum am dat drumul la plită, le las un pic să se rumenească. Eu am turnat așa cam o linguriță de ulei de măsline. Ideal ar fi dacă aveți un recipient din acela tip spray să puneți cu acela câteva pufuri, pentru că este mult mai ok. Dar până la urmă ne descurcăm cu ce avem. Cam așa arată supa cremă. Chiar arată bine. Adică nu mă așteptam și chiar și miroase cât de cât ok, se simte multă ceapă și cred că are și usturoi, dar o răstorn aici, o pun la încălzit și după aia vedem cum este. Cam așa arată varianta finală, pusă în farfurie. Am pus echivalentul, cred că la jumătate de felie de pâine, n-am simțit nevoie de mai mult, dar dacă o să simt nevoie o să mai completez. După o să beau și așa un ceai din acesta, chiar simțeam așa nevoia de un ceai. Acesta vi l-am arătat, cred că, într-un shopping haul. Este un ceai rooibos, nu are cafeină și este în varianta Christmas Tea de la English Tea Shop. Acesta are ca și ingrediente ceai rooibos, scorțișoară, nucșoară, măr, vanilie, cuișoare și portocală. Sper să fie ok, eu nu țin minte dacă l-am avut pe acesta sau în alte variante. Bun, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut, sper că v-am inspirat. Nu știu dacă v-am spus la început, vă spun acum, nu sunt un exemplu de urmat în niciun caz, dar totuși mă gândesc, poate vă dau o inspirație. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună. Pa, pa!